îmbrăcați de nuntă sau de club. Așa s-au prezentat la deschiderea acestui an școlar cu elevii Colegiului Național Mircea cel Bătrân. Aceștia au avut și o scuză pentru a-și etala bolizii de lux, întrucât autobuzele RATC Constanța nu au ieșit astăzi pe traseu. Fustele scurte, bluzele decoltate și accesoriile pe măsură păreau să fie punctele de atracție din prima zi de școală. După o scurtă revedere cu colegii, tinerii au continuat conversația la o țigară. Deși nu au vârstă legală necesară, minorilor nu prea le pasă de cadrele didactice care îi pot vedea fumând. Prima țigară din anul școlar? Nu. Ai voie să fumezi? În momentul ce am 19 ani, da. Păi nu sunt la liceu, în primul rând. După ce și-a terminat de etalat ținută în rândul colegilor, eleva nonconformistă se urcă liniștită în bolidul de 10.000 de euro și probabil caută puțină relaxare, întrucât prima zi de școală a fost tare epuizantă.